La miezul nopții de ajun, primul bebeluș care a venit pe lume a fost și cel mai mare copil născut în acest an. Bebelușul cântărește numai puțin de 5 kg și 200 de grame. Un băiețel de 5 kg 200, naștere normală. Destul de mare. Destul de mare, destul de greu, dar acum destul de sănătos. Primul copil, al treilea. Deși se așteptau să nască după sărbători, Moș Crăciun a făcut o surpriză pentru 12 mămici. Datele medicilor, nu și ale mele, trebuia să fie undeva înainte sau după Crăciun. Și așa a fost să fie, a fost pe neașteptate în ajun de Crăciun. Dar a fost bine, m-am bucurat că s-a întâmplat așa într-o zi mare, într-o seara sfântă. Pentru unele mame, bucuria a fost cu atât mai mare cu cât darul primit este, de fapt, primul copil. Te așteptai? Nu. Prima sarcină? Da. A fost greu? Da, foarte greu. Față de alți ani, numărul bebelușilor este mult mai mare. S-au născut 12 bebelași, dintre care 7 fetițe și 6 băieței. Fără probleme deosebite. Anul trecut, doar 6 bebeluși au fost născuți în ajunul Crăciunului.